deschise ședințele, lucrurile ședinței de astăzi, 31 august 2022. Constat că ședința este statutară, avem 16 consilieri prezenți. Există și o solicitare a domnului viceprimar Bucur Viorel pentru a participa online din considerente medicale. Momentan nu a fost realizată conexiunea. Fac anunțul acesta doar pentru a fi informați că dacă se realizează, o să fie prezent la ședința de astăzi. Pentru început, am să dau cuvântul secretarului general al ședinței de astăzi, în persoana domnului Moscu Vasile, care ține locul doamnei secretar general Văsoiu, pentru a vă supune aprobării și discuțiilor procesele verbale de la ședințele lunii anterioare. Bună ziua, stimați consilieri, dragi invitați. Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 6.07.2022. Dacă sunt completări sau aveți discuții de marginea acestui proces verbal? Da, pe marginea procesului verbal vă pot spune că nu se reflectă și de ceea ce s-a discutat în conjunctură aici. Da, cea mai mare. Acum am făcut mai mare. Dar nu voi vorba de procesul verbal. Dacă mai are cineva, pentru că sau nu? Supun spre aprobare, deci la luat din 6.12. Ce este pentru? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Deci este doar aprobare. Acum, până la aprobare, supun spre aprobare ședinței din 28.07.12, prezența ordinară. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, proces verbal? La ordinar. La ordinar. Nu sunt discuții. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu mă consider un lucru. Împotrivă? Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte. Vă mulțumesc. Înainte de a deschide, de a da cele ordine de zi, domnul primar, vreau Bună ziua tuturor! Am o propunere și o rugăminte toată către dumneavoastră. Pe ordinea de zi, la punctul 6, este proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare. Este un document și un material care trebuie să fie prezent în sală și domnul director Paul Bogdan. El este de azi dimineață plecat la Ecosud, la Onești, e o problemă tehnică cu gestionarea deșeurilor și o să vă rog să translatăm, dacă nu ajunge până la punctul 6, să translatăm până când ajunge. Eu am vorbit acum cu el să văd unde este și a zis că ajunge, numai ca să permiteți să analizăm în momentul când sosește dumneavoastră. Dacă e, sunteți... Da, nu să supun. Să ducem la, da, nu știu, la când va fi. Dau citire proiectului ordine de zi. Punctul numărul 1. Sunteți de acord cu modificarea acestei punctul 6 să se translateze până în momentul în care, dacă, în cazul în care nu ajunge domnul director de la CUPT. Sunteți de acord? Cine este pentru? Ok. Acum am să citesc ordinea integrală cu varianta propusă de executiv și ne asumăm această modificare până în momentul în care domnului va fi prezent. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna septembrie 2022. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general actualizat în baza aplicării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale în cadrul școlii numărul 1 oraș Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în baza aplicării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru obiectivul de investiții, valorificarea turistică și modernizarea infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna, județul Bacău,
inițiator primarul orașului Câțu Ocna. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în baza aplicării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64 din 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2, 2022, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare, aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului, a caietelor de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, către Societatea Comercială Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de concesiune, având ca obiect spațiul cu destinație Gabinet Medicină de Familie, situat în imobilul din orașul Târgu Ocna, strada Ion Slătineanu numărul 1, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 65 din 6 iulie 2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru demararea fazelor, notă conceptuală, tema de proiectare, fișa obiectivului și valoarea obiectivului de investiții, amenajarea unei parcări pentru taxiurile autorizate pe raza orașului Târgu Ocna și parcare publică, inițiator consilier local Cristian Barna. Și ultimul punct, 10, probleme curente ale administrației publice locale și diverse. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi, în varianta... Am găsit o lacună din cred că domnului secretar general de prima dată, că avem proiectul 237 nu au comisii de specialitate, conform indicarea comisiei de specialitate către care le-au fost trimise spre avizare proiecte de hotărâre obligatoriu, sau comisii de specialitate, obligatoriu. Ori le trageți, ori vor pica. Domnul consilier, cred că nu ați înțeles cum a fost făcut obligatoriu, dar se vede foarte clar că aici a proiectul 2, 3 și 4, da. Sunt date la Comisia pentru Urbanism și la Comisia pentru Studii și Prognoze. N-are convocatorul? Da, e convocatorul. Nu are nicio comisie. Nici 7 n-are nicio comisie. Dar sunt avizele. Sunt avizele. Nu are nicio comisie. Nu sunt. Toate avizele sunt la aceste proiecte. Nu au comisie. Comisia de Urbanism și Comisia de Urbanism. Dar nu. Juridică nu a avut-o. Sunteți la juridică dumneavoastră. Este la urbanism și la... 2, 3, 4. Da. Dar la punctul 2, 3, 7, nu are nicio comisie. Nu are nicio comisie. Să văd de ceva și-o pica. Sunt acum avizele. Dar acum avizele, domnule. Nu are scris raport de avizare. Există. Da, și e obligator în convocator. Este obligator. Fără să nu poate treacă. Nu au avizul legalitate. Nu, discuția este în felul următor. Același lucru am fost dat și noi suntem obișnuiți cu stilul doamnei secretar general, că la fiecare în parte, vă rog frumos, că la fiecare în parte se făcea precizarea care comisie dă avizul. Pentru că dumneavoastră ei nu este, este un alt stil pe care nu și l-au însușit actualul secretar general, m-am dus, m-am interesat și mi-a spus pentru 2, 3, 4, avizele sunt la finalul la 4 da. Și pentru 7 și 8, de asemenea, avizele sunt la finalul lui 8. Deci sunt cumva pe pachet, nu s-au mai trecut la fiecare în parte. Am clarificat cu o singură întrebare. Pe pachet nicio problemă. Dar v-am votat și păcate, proiectele la 4 le susține și păcate proiectele la 3 le votat. A fost la comisie, a fost la comisie. Deci nu sunt situații, poate că votați că e clar. Au votat, a fost la comisie. Îți votați, îți votați, îți votați, îți votați, eu știu că la fiecare comisie de specialitate apare o listă cu proiectele care trebuie să fie
dacă am fi la clasa întâia, tot așa am face. V-am scris exact asta. Deci patru proiecte, astea sunt. Haideți, domnule, da. Dar puteți cu asta. Deci acum avem problemă cu citim avizii la fiecare proiect și asta este. Dacă vă convine. Dacă nu semnați, să nu votați. Pentru clarificare. Da, care este? Pentru clarificare. Dar facem fiecare cum vrea, ce mai facem aici? Păi la cine mai suntem aici, secretar și ce suntem aici? Domnul Vlascu și domnul Varna, vă rog frumos. Am ne-am asumat și vă răspund. E clar, o să mă dați o judecată pe mine. Dar nu vă dau. Păi da, atunci care e problema? Răspundeți pentru. Păi da, răspund, dacă vă dați seama că nu mi-asum ce am făcut, nu? Pentru clarificare, între președinții de comisie, ați avut lista proiectelor care urmează să fie avizate în documente? Este vreun proiect președinte de comisie care nu a avut lista proiectelor ce urmează a fi avizate sau nu le-ați putut discuta între ele? Mulțumesc. Haideți să trecem la ordinea de zi. Momentan au rămas 16 consilieri prezenți, fizic. Primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2022. Comisia juridică, vă rog, prezentați. Comisia juridică a avizat favorabil 7 voturi pentru din toate. Bun, dacă există discuții, dacă nu supun la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decizului general actualizat în baza aplicării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețului și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii nr. 1 Coraș Târgovna, județul Bacău. Avizele. Comisia de urbanism, vă rog. Aviz favorabil, unanimitate. Și Comisia economică, vă rog frumos, avizul. Comisia economică, aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc, dacă există discuții la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, supun aprobării, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trebuia să cereți avizile comisiei, nu? Păi ne-a prezentat. Domnul Andrei a prezentat, domnul Șiroc a prezentat. N-am scos atent, domnul. Bun. Proiectul a fost adoptat, domnul secretar? Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în baza aplicării prevederilor ordonanțe de urgență a Guvernului, numărul 64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru obiectul de investiții, valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil, unanimitate. Comisia economică, vă rog avizul? Aviz favorabil, 4 voturi pentru, un vot abține. Mulțumesc. Dacă există discuții. Domnul Costi, da, m-am uitat puțin pe raportul referatul ce au făcut firma care ghicită în Gradea. Mi se pare foarte aberant să apare cam balastru și piatra concasată, piatra spartă, deci așa, în majoritate de preț. Nu am văzut decât mormanul ăla de pietriș din parcul Măgura, care nu este piatra spartă, pavele, borduri, asfalt, concasat, de pe rază o atent în Bogna și la un moment dat ne-l vinde la un preț și majorat, cu 35%. Se pare o chestie și un referatul ăsta trebuia să spună măcar cât înseamnă piatra spartă. Are 300 tori, 200 tori, cât e în pam. Așa ceva noi nu putem vota, nu este ceva clar. Deci, am văzut că este o scavare iar pe un parc Măgura, o balastieră. Deci nu. Sunt prieturile actualizate și l-am zis spălat în cadrul că el, betonul, m-a discutat data trecută, clasele de betoane se scumpesc, în loc de 6 cm pune 3, în loc de 10 pune 5 cm. Betonul este rudă cu găleata, cu apă, ca preotul că vine la aghiazmă. Deci nu nicio formă și nu avem o stare măcar la finalizată la ora asta. Degeaba prin construcție data trecută cu o dirigite și arhier, cu toate alea, tot
ceva haotic. Da, mulțumesc. Mai vorbim cineva să ia cuvântul, domnul primar? Da, iată cum o lucrare care a început prost, da, cu toate străzile sunt plânge, a fost inclusiv duminică, dacă nu mă înșel pe Mihai Minescu, oamenii au fost supărați și l-au chemat pe domnul primar să le explice care e situația. Devine și scumpă. Da? Cetățenii trebuie să plătească a doua oară o piatră, cum spunea colegul meu, care noi le-am plătit prima dată, pentru că au fost în boturi, s-au regăsit în trotuare sau în balastru care a fost plătit odată de cetățenii. Deci noi plătim la suprapreț a doua situație de materiale de construcție, ca să zic așa. Și de ce să nu luăm noi din fondurile Uniunii Europene, să luăm de acolo diferența de bani și de ce să luăm din banii de la bugetul local? De ce? Pentru că ceilalți verifică mai bine că se întâmplă lucrurile sau cum? De ce să plătească cetățenii orașului de Londra? Încă o dată. Da. Trebuie să ne dreptate, domnul municipiu. Așa este. De ce să nu luăm bani de la Uniunea Europeană sau de la guvern, să luăm de la buget? Dar ca să facem acest lucru, dragi colegi, haideți să înțelegem lucrurile. Nemulțumirile față de prestația constructorului am exprimat-o și eu în ședința trecută. Și într-adevăr, sunt multe probleme și cetățenii sunt nemulțumiți. Dar ce facem noi astăzi? A apărut ordonanța de urgență a guvernului care spune așa: puteți mări costurile la lucrările care le mai aveți de făcut de acum încolo, cu un procent calculat. Dar asta nu înseamnă că noi dăm bani constructorului. Dacă constructorul vine cu facturi, cu aprobate de toată lumea, atunci el poate să cheltuiască până la suma respectivă. Deci ce spune domnul Bani? La dreptate în principiu, dar nu se plătește decât ce se aduce de acum încolo. Și acum vă dau un exemplu. Parcă prin luna iunie am aprobat ordonanța de urgență 15, dacă mi-aducă bine aminte. Și acolo am aprobat o sumă. Din suma aia să știți că nu s-a cheltuit nici 10%. Pentru că n-a venit cu facturi, n-a venit cu devizie, n-a venit... Deci să ne înțelegem. Nemulțumirea este, și mi-am exprimat-o și eu, și se pare că mare lucru n-am înțeles cu constructorul și sunt aceste nemulțumiri și de acord cu dumneavoastră și le vom exprima în continuare și tot din nou executivul să urmărească și dirigintele de șantier care ați văzut că și data trecută parcă era plătit de constructorul de primărie și el să urmărească ce e acolo și atragem atenția așa cum oficial, dar haideți, trebuie să dăm drumul aici. Ca pe acum, dacă noi nu votăm, vor deveni neeligibile sumele astea și va trebui să le plătim de la bugetul local. Vă rog tare. Nu e adevărat. Sumele vor deveni urmărite în sensul că de ce anume nu s-au făcut plățile și atunci va fi luată la puricat societatea să vedem în ce condiții au făcut niște lucrări care nu sunt conform standardelor. Da? Noi rămânem cu lucrarea și cu banii dați, firma în faliment sau cine știe pe unde se duce, cum se dărâmă podurile la noi în România și noi rămânem cu lucrarea și străzi impustate, nemulțumirea cetățenilor și lucrurile bine făcute. Vă rog, dați-mi voie să citesc ce votăm noi astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în baza ordonanței de urgență 64 din 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor. Asta aprobăm noi. Nemulțumirea și cu strada sunt alte. E altă poveste. Da, de acord. Și atunci, haideți să nu blocăm. Pentru că sunt lucrări care poate să spună, domnule, dacă nu ați aprobat, păi să nu aprobăm ceva ce vede guvernul. Adică cum să nu aprobăm? Pentru că ce se întâmplă și de ce este această urgență? Pentru că se pare că în ordonanța de urgență spune clar, cine până la data de nu știu cât septembrie, nu are de 2022, nu a venit cu această solicitare, nu mai poate veni după. Și abia atunci noi prejudicăm bugetul local, în sensul că va trebui să plătim noi aceste lucrări. Dar încă o dată, aceste sume pot fi cheltuite, numai dacă se vin cu devizii corecte, semnate de diriginte, însușite de beneficiar, de ADR, că vine ADR-ul și vedem că sunt bani europeni, chiar așa. Da? Deci de-aia vă spun că ar trebui votat acest proiect, iar nemulțumirile noastre față de constructor trebuie să le ridicăm de fiecare dată, să chemăm din nou dirigintele, să chemăm din nou proiectantul și să arătăm că trebuie să se facă o lucrare de calitate. Deci acestea sunt lucruri.
eu cred că trebuie să votăm acest proiect de hotărâre. Până la ora asta noi n-am primit un grafic de lucrări. Consilierii să cunoască în ce stadiu suntem. Haideți să ne limităm strict la proiecte de hotărâre și la diverse discutăm și altele. Bine. Vă mulțumesc. Mai vrește cineva să ia cuvântul? Domnul primar, vă rog. Da. Proiectul acesta de valorificare a potențialului turistic și acest investiții care se desfășoară de Dobna, e clar că e pe buzele tuturor. Și mă bucur că și pe buzele dumneavoastră și pe a noastră ca executiv responsabilitatea și pe toate celelalte instituții, foruri, organisme implicate în acest procedeu. Da, când desfaci 23 de străzi într-o comunitate, este o întreagă efervescență. 23 de străzi care vin într-o vechime, nu sunt niște trasee noi, o stradă nouă care atunci o construiești pe un teren viral și atunci toate lucrurile merg perfect. Târgu Ocna are 600 de ani de atestare și știți și dumneavoastră. În momentul când constructorul a băgat excavatorul pe străzi, s-au constatat tot felul de anomalii. Și au fost discutate aici și ședința trecută când i-am invitat pe toți cei implicați în partea de execuție. Au mai fost și prezentate de fiecare dată, le-am mai pus și public în spațiu virtual, le-am lămurit și la fața locului acolo pe străzi când ne-am întâlnit cu toții. Sunt conducte, infrastructuri, care nu respectă planurile care au fost avizate. Sunt conducte și care au o vechime. Sunt tot felul de situații care le găsim pe zi ce trece. Dar ne-am propus cu toții că am intrat în acest mecanism, că este o provocare pentru localitate care, în final, va crește standardul localității. Și atunci, și constructor, și proiectant, și executant, și primărie, și organismele internaționale încearcă să găsească că acum, pe final de mandat al exercițiului financiar 2014-2020, care de fapt s-a prelungit până în 2023, trebuie să fie absorbiți cât mai mult din aceste sume alocate de către comunitate, de către fiecare stat și lucrările să facă de bună calitate. Nimeni nu îndrăznește să facă lucrări de mântuială sau să creadă că putem să păcălim organismele de verificare. Audit, reprezentanții ADR-ului care sunt prima verigă, reprezentanții Ministerului Dezvoltării care sunt veriga finală care acordă banii și organismul internațional. Haideți să separăm lucrurile. Știți foarte bine că evoluția necontrolată a prețurilor pe plan mondial a dus la ceea ce trăim astăzi. Guvernanții au emis la începutul anului ordonanța numărul 15, când au gândit pe o formulă de calcul să ajusteze prețurile la materiale și la manoperă. S-a dovedit că evoluția a fost mult prea puternică față de ce s-a calculat atunci și practic se intră într-o imposibilitate de plată. Nu la Târgu Ocna. Toate proiectele și știți foarte bine ce s-au ajuns, că prin anumite șanghiere pur și simplu s-au și oprit. Și atunci noi am venit pe baza ordonanței 15 și am actualizat devizul. Devizul general este tablou. Cam aici ar trebui să ne încadrăm în costul. Este adevărat, constructorul a licitat la un moment dat pe niște valori, a fost o competiție între ei, fiecare și-a pus prețul pe care a considerat că poate să fie sustenabil și să facă, să ducă la un bun sfârșit. A venit ordonanța 64. La fel, pentru a corecta anumite anomalii, pentru că au fost niște scăpări, au introdus niște formule. Aceste indicatori care au dus la recalculul valorilor nu au fost puși la hai, puneți și voi fiecare cât mai doriți, cum mai doriți. Sunt niște formule foarte stricte, sunt în spate aici niște cerșafuri întregi de documente, de conexiuni între ele, cu tot felul de algoritmi și tot felul de chei de verificare și nimeni nu decontează niciun leu, nici 50 de bani necuvenit. De aceea, mi s-a pus în vedere prin ordonanța 64, domnule, aveți șansa ca să reactualizați devizele până pe data de 2 sau 5 septembrie, când aceste sume actualizate pot intra în eligibilitate, în eligibilitatea proiectului, care va fi susținut de Guvernul României, de organismele internaționale prin corecțiile care vor fi făcute. Dacă am fi depășit acest lucru, era vina executivului. Și ne însușeam noi, și cine eram noi să ne însușim, niște valori pe care erau clar neeligibile. Trebuia să le punem din banii noștri. Noi am făcut acest material, de-aia a și fost, pentru că a fost o întreagă modalitate de calcul și de discuții și cu ADR-ul, și cu consultantul, și cu proiectantul. Și am luat decizia ca ședința să o transladăm de joia trecută, când ar fi fost conform cutumei să fie ultima joi din lună, să o ducem astăzi, pe 31. Orice leu care îl putem aduce în comunitate, trebuie să luptăm pentru el. Asta este pe partea din deviză, de adus bani, de ceea ce ne propunem.
Da, în spate aici spune și ceea ce a spus domnul consilier, că aici este o listă întreagă în care spune piatră, spartă, balast, stocuri și nu știu ce. Da, acele vor fi, sunt elementele calculate pentru materialele care trebuie puse în practică și trebuie aduse. Acele cele mai multe materiale la care noi facem referire sunt la străzile care nici nu au intrat încă în execuție. Sunt cele 6 străzi care sunt încurcate datorită faptului că proiectul pe Poin, apă și canal s-a întârziat și iată că este încă întârziat și săptămâna asta am fost la Bacău să vedem cum putem debloca situația aceasta și pentru alea se referă. Dar nu ne putem permite acum ca să, să spunem că noi ne încadrăm în costuri și astea sunt. Pentru că și așa formulele astea sunt la limită. Pentru că competiția nu mai dă voie ca agentul economic ăla care intră în competiție să-și pune acolo niște prețuri că e doar el singur pe piață. Și atunci trebuie să fim optimiști, să fim responsabili, să fim prudenți, să verificăm. Și ăsta este rolul nostru și a organismului instituției executivului și prin echipele de implementare care asta este, au prin fișa postului și răspundem prin semnăturile noastre ceea ce se întâmplă în practică. Și de aceea ați văzut, am venit la pachet. Sunt toate proiectele cu investiții cu bani europeni. Școala numărul 1, valorificarea turistică și școala 2. Școala 2 nici n-a intrat în licitație. O, după această hotărâre, probabil săptămâna viitoare, după ce se încarcă și primim ultimul aviz, să le încărcăm și să o ducem în licitație. Este o mare provocare în ziua de astăzi ca investițiile să le terminăm în decembrie 2023, conform contractului. Este o lipsă a forței de muncă, sunt constructori puțini, sunt angrenați în tot felul de mecanisme de licitații, au câștigat licitații în toată țara asta, sunt întinși și atunci ne purtăm cu ei și încercăm să venim să-i sprijinim cu tot ce putem ca să nu plece după șantiere. Pentru că el poate, orice constructor în ziua de astăzi poate să facă, eu nu țin partea constructorului, dar ne putem găsi cu o surpriză că își ridică vâslele în barcă, pleacă, ne dăm judecată, zice, domnule, mi-ai obstrucționat din diverse motive, că a găsit o țeapă din caz, că a găsit nu știu ce de desubt și a plecat. Pentru ce a făcut, ești obligat să-i dai banii, pentru că i-a făcut și a pus în operă și vine și justifică că a făcut, pentru ce a făcut și eu nici am nevoie. Mie îmi dai penalități când mi-ai scos de pe piață și n-am încurcat lucrul. De aceea eu vă rog să analizați cu responsabilitate proiectul de hotărâre așa cum este el făcut, în adevărata, în spiritul său. Da, acum deschidem foaia cealaltă și analizăm ceea ce înseamnă partea de constructor. Domnul Măciucă a transmis aici mai devreme că au fost ceva discuții pe strada Mihai Eminescu. Păi să le lămurim. Pe strada Mihai Eminescu am constatat că la desfacere două conducte de apă, o conductă nouă de diametru 230 sau 300 magistrală care asigură legătura între strada Avram Iancu și o bucățică de Tăbăcari, traversează Mihai Eminescu pentru că atunci, la vremea așa s-a găsit soluția, fiind un canal termic și nu aveai altul ca să strici tot asfaltul și așa băgat în canalul termic, și face legătura aia, distribuie de pe șoseaua principală, de pe Costache Negri, tot orașul la Valea. Deci e un S acolo, să spun. La vremea respectivă, două, trei proprietăți, mai cu dare de mână, domnule, eu vreau să am apă de calitate, vreau să am și era și în dreptul porții, și au făcut branșamente direct în conducta magistrală. În aia, cu niște coliere foarte scumpe, de ordinul câteva sute de lei noi. Și în paralel, pe partea aia la străzii, a rămas conducta veche de fontă sau azbociment, că e amestecat acolo, când e fontă, când e azbociment, și au rămas branșați acolo. Acum când am ajuns la, și am desfăcut strada, nu puteam să rămânem în varianta aia, pentru că acele conducte au 50-60 de ani și după ce am fi făcut infrastructura, ne trezeam că înfloreau geyserele pe acolo. Și atunci, executivul, am analizat ce putem să facem. Nu-i prins pe niciun program de reabilitare strada, nu eram și sub constructor, constructorul a spus, domnule, eu trebuie să merg înainte, și am cerut îngăduință de la constructor să ne dea o etapă de timp în care noi, pe forțe proprii, pe societatea din subordinea Consiliului Local Timp Consica, deci nu ne-am dus la altul care și-ar fi, ne prindea la înghesuială și ne punea o ofertă pe care lui ar fi convenit, și am zis, domnule, hai să facem branșamentele. Dar branșamentele nu au fost atât de simple. Pentru ca să legi cele 25 de proprietăți, să aibă și o funcționalitate atribuită. Șanț pe stânga, șanț pe dreapta, pune o conductă de mic diametru, pentru că dacă se întâmplă ceva cu una din probleme, să nu oprești iar jumătate de oraș. Și atunci s-au făcut două inele, pe stânga și pe dreapta, paralel cu conductele,
cu joncțiunile între ele, cu montare de, vor fi montat și hidranți, cu legătura Vasile Alexandrii, cu legătura cealaltă stradă, de ceva, sau nu știu cum se cheamă strada aia, cu visului, nu cu visul, cu zorilor, cu partea asta, lucrare pe care ne costă aproape 200 de mii de lei, din banii noștri, a tuturor. Vine Crabul și spune așa, domnule, conform, pe bună dreptate și ei, că dacă fiecare au dreptatea lor, dar trebuie să stai să-i asculți pe toți și să găsim soluții. Crabul a zis așa, domnule, eu conform normativilor și reglementărilor, punctul de măsură trebuie să fie la limita proprietății. Căminul de raport să fie la limita proprietății. Păi ce e de făcut acum? Proprietarii de pe acele străzi aveau căminul la 3, la 5, la 9 metri în curte, curți aranjate, cu beton, cu flori, cu iarbă, cu viță de vie. Și atunci el a spus, domnule, nu pot să accept, că nu permite legislația mea, să fac joncțiunea ca din producta nouă să se ducă până în cămin unde ai cu dumneata pe metru la X metri de poartă. Pentru că, în primul rând, ar putea acolo să apară o problemă, eu nu pot să am citirea de la distanță. Și deci a ieșit toată discuția. Cetățeanul când i s-a spus, mă, domnule, știi, în 3 zile tu trebuie să-ți faci căminul la poartă, te costă între 1.000 și 2-3.000 de lei, în funcție din ce vrei să faci cu materialul. Și, și normal că omul s-a inflamat. Am fost sunat, am chemat și constructorul nostru, Util Conseca, și pe reprezentantul Crabă, i-am zis, ce facem acum? Oprim lucrarea? Blocăm? Nu poți, fiecare își gestionează venitul așa cum îl are. Și am ajuns la concluzia, am cerut și suport de la conducerea Crab și am găsit înțelegere să facem joncțiunile, facem, întregim branșamentele, așa cum sunt din conducta pe noua asta, iar cetățeanul în curte, într-un termen rezonabil, să-și mute căminul la spre poartă. Și fiecare a zis, da, domnule, un 3 luni, altul 5 luni, altul, domnule, demonstrez că eu nu fur apă de acolo, că aici, aici vedeți și în sânul nostru. Avem impresia că cineva ar putea să își însușească ceva. Și de aici pe acolo, dacă fură apă, că apometru e la 10 metri și el de acolo mai are o conductă. Nu fură nimeni apă. Pentru că cât să, ce să faci cu apa aia? Da. Și plus, omul are beton în curte. Și asta i-a spus domnului, domnule, vezi că ai beton în curte, crezi că ăla se apucă să spargă în beton și să-ți mai treabă, mai are o ciujmeacă undeva? Așa s-au lămurit lucrurile. De aia, pe strada aia a fost o sincopă. Constructorul a zis, domnule, eu nu pot să-mi îndeplinesc condițiile. Strada, uituți, găsim conducta de gaz la 20 cm. Cei care locuiți pe strada, uituți, ați constatat. Fă toate documentațiile către, pentru că ai nu puteam schimba noi, că e cu probleme. Au venit cei de la gaz până și-au prins și ei bugetul, până l-au aprobat, nu știu, s-a schimbat. Și iată că acum proiectul continuă. Constructorul are două categorii. Are categoria de utilaj și categoria de manoperă. Este adevărat că manopera pe partea de manual merge mult mai greu. Și mult mai una e cu utilaj. Păi ieri erau 7 utilaje pe strada Tisești, în legătura acolo, care lucrau cu alea și în câteva ore au dizlocat o stradă întreagă și trebuie o lună de zile să vină aia să pune pavele și borduri. Da, acolo unde am constatat anomalii și de-aia am și oprit. Răducanu. A fost cum o anomalie acolo pentru că rămânea mult spațiu verde și dacă putem să lărgim strada, de ce să nu o lărgim? Cât se poate? 20 de centimetri, 30 de centimetri? În cadrânduri și norme. Și am oprit. 1 mai, la fel. Nu se translata ca lumea. Tudor Vladimirescu, când s-a proiectat, n-a luat în calcul. A fost o omisiune că ușile de la garaj se deschid în exterior. Și că ușile se deschideau în trotuar. Cum să faci? Să faci acum o alveolă acolo, să faci o groapă în care să adună apa ca să deschidă ușile oamenilor. Deci tot felul de provocări. Și pe care le, cu responsabilitate, cu îngăduință, cu profesionalismul proiectantului și al constructorului și al nostru și al dumneavoastră, încercăm să găsim soluții pe fiecare stradă. Important este să ducem proiectul ăsta la final, să și am cerut de fiecare dată îngăduință, pentru că așa e noroi. Noroiul, praful, gălăgia, tensiunea aia, utilajele care merg acolo. Poate nici limbajul executanților nu e perfect, că e a muncitorului. Muncitorul uneori, ieri pe strada Tisești, au întrebat doi vecini, au întrebat și de aici încolo, că la un moment dat se termină partea de piatră și începe asfaltul, strada Tisești de la intersecție de acolo, Ion Diaconescu, se duce până la... Și zice, cum doamne, dar numai până aici mă opresc, că muncitorul ei termină și pleacă. Și zic, stai un pic, pe cine-i trebuie? Păi ăla de pe bunul excavator. Păi ăla ce vrei să facă cu bunul excavator? Sparge asfaltul? Păi nu. Păi ăla atâta a primit ordine de muncă, astăzi să desfacă balastul. Deci asta vreau să vă rog. Graficul de lucrări. Se tot discută de grafic de lucrări. Păi dacă noi am întârziat și noi am blocat, colo n-am avut apa, colo n-am avut gaz,
dincolo conducta, nu știu cum, dincolo căminul de apă, pomul în mijlocul ăla, pentru că acolo e pomul și acolo e gardă. El, în principiu, este rezolvat. Constructorul are termen de predare a acestei investiții la cheie, 2023, nu știu, septembrie, parcă. El poate putea foarte bine să închidă orice lucrare, vine aici luna, într-o teorie, nu știu, luna mai și cu toate forțele și în septembrie, iar dacă nu termină, plătește penalități, ceea ce nu-și permite. Și noi i-am schimbat un pic regula. A început acolo să oprește că avem o acțiune, am avut ziua eroilor. Mută-te cu tot șantierul în față la Răducanu. De acolo, mută-te pe școala 1. Deci, asta am avut eu, poate m-am lungit în expoziție. Vrem ca această stare să treacă cât mai repede, cu îngăduință, și să, la final, să avem niște străzi bune. Nimeni nu-și dorește. Vă mulțumesc frumos! Mai dorește cineva în completare? Nu? Dacă nu supun apovării, cine este pentru? Mulțumesc! Cine este împotrivă? Cine se abține? Continuăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea legislației generale actualizat în baza aplicării prevederii ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64 din 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale în cadrul școlii numărul 2 de Bloc, oraș de Bloc, în județul Vaslui. Comisia pentru urbanism? Avis favorabil, nu unanimitate. Comisia economică, vă rog să prezintă. Avis favorabil, 5 voturi pentru de 15. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Cine este pentru? Cine este pentru? Mă iertați. Am zis că și n-ați terminat sau mi s-a părut la împotrivă? Nu, am atenționat că am fost și eu neatentă de data. Pentru școala numărul 2. Nici n-am început lucrările la școala numărul 2 și deja nu sunt eu. Tu nu, dar nici n-am făcut licitația. Nici n-am făcut licitația. Păi și atunci, acum, care era versul? Păi și ce să licităm? Pe valoare care era valabilă acum câteva luni, care nu vine niciun constructor? Nu vine nimeni. Da. E pentru tot. Da, adică... Așa e boala orașului de urmă de ani de zi. Haideți, domnul consilier. Da. Vă respect, dar nu cred că e o boală aici. Știu. Poate rază în sistem, tratați lumea doar pentru boală. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2-2022. Comisia Economică, vă rog la avizul. Aviz favorabil, 5 voturi pentru, de 5 voturi. Mulțumesc. Sunt discuții? Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu spun aprobări, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mă trecem aici, toate de la început. Nu, vedeți, am votat și pe n-a dat. Dacă se abține cineva? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind prelarea contractului de concesiune având ca obiect spațiul cu destinație cabinet medicină de familie, situat în imobilul din orașul Târgu Ocna, strada Ion Plătina numărul 1, județul Bacău. Vă rog comisiile, Comisia Juridică. Comisia Juridică a avut favorabil 6 voturi pentru una abținere. Mulțumesc. Comisia pentru urbanism. Avis favorabil la unanimitate. Mulțumesc. Dacă sunt discuții aici. Da, am eu o întrebare pentru domnul secretar general, dacă e calm și nu se supără și pe mine, cu aproape observație. Observația dumneavoastră. Dar observația dumneavoastră, domnul secretar general, vreau să trebuie să ascultați. Ia să ne ține aici, sau dați-mi explicație. La articolul 1, în hotărâre, spuneți iar, se aprobă rezilierea începând cu 31.02.2022. Noi suntem în august. Cum reziliem un contract în august? Pe 31 august 2022, cu data de 31.02.2022. Cred că e o greșeală de scris, nu? Greșeală. Bun. Pentru că aveați în taf. Recunoaște? Da. Atunci să mergem mai departe. Pe contractul ăsta, de vânzare-cumpărare, eu nu l-am avut la comisie, mă scuzați, colegilor, că trebuie, dar m-am uitat peste ele, așa de obicei, mă să mai citesc, n-am altceva de făcut. Contractul de vânzare-cumpărare a praxisului medical,
a avut loc pe data de 26-7-2020. De cum s-a făcut contractul de vânzare, cumpărare și noi reziliem acum un contract care era pe rol? Adică încurcăm lucrurile. Da? Și pe urmă, a scris foarte bine aici, termenul contractului de concesiune încheiat între orașul Târgoviște la 10 Cargomet este 12 ani, începând cu un an nou, corect. Adică cu un an nou, așa cred că și aici a început rezilierea, se face cu un an nou, că nu chem altul. Altfel rămânem cu... Și iar discutăm ca data trecută și o să zică domnul consilier că, da, te cunoașteți greșeală și atunci e greșeală, dacă nu... Da, da. Acum mai sunt discuții între acest proiect? Ce treceți aici? Ce zici proiectul de hotărâre? Da, bine, așa rectificat. Păi nu să nu zic data aceea. Ce dată? Cum citiți articolul 1? Pentru nu putem noi să rezilem un contract în august din care rezileați în februarie. Am mai avut discuția asta odată. Dată. Contractul a rămas valabil. Picul. Cu timpul ăsta. Din a rămas s-a făcut un contract de vânzare cumpărare la lucrări. Păi nu, confirmă domnul secretar. Să citească domnul secretar cu gurița lui. Modificare modificat. Acum. Să citească cu ordinea. Marea vizită și nu vorbea. Marea vizită și nu vorbea. Nu, are. E o greșeală de formă. Când am vrut să recunosc că e greșeală de formă, a fost o altă variantă de lucru. Da, marea vizită. Domnul președinte, mai dați-mi voi o dată să lămuresc. Când am reușit cu Măciucă să mă înțeleg, trebuie să mă înțeleg și domnul Varna. Permiteți, doamna președinte. Să lăsăm pe domnul primar, că mai are două rând de mandat, pe domnul fost primar, pardon, două rând de mandat ca și consilier, și să vorbească și domnul. Vă rog, domnul Măciucă, domnului secretar general. După perioada când nu voi mai fi consilier, voi încasa banii la domnul Șarșa. Haideți ca să lămânim că domnul general trebuia să recunoască că a fost o formă de exprimare, dar domnul Barna, nu puteți contesta că avizele au fost. Când s-a trecut la grămadă, este o altă variantă. Cum știți, tineretul din în grabă trece la grămadă. Așa că, aveți avizul meu, vă rog frumos, nu puteți să contesteți. Da, comisia generală, nicio problemă. Are cunoscut. De la articolul 1, textul modificat, vă spun asta. Se acoperă revierea contractului începând cu data 31/8/2023. 31/1/2023. Pentru ianuar, suntem în 31. Și aici spuneți clar că celălalt începe de pe ianuar. Deci începe. Dacă încheieți un contract cu Turiceanu pe 1/9/2022, cu aceeași dată, pe 31 astăzi, îl încheiați pe celălalt. Dar nu puteți să-l da. Rezilierea începe de mâine, corect. Nu e așa normal? Mai ales că... Se încheie. Pentru perioada de... Cheltuierea acolo. Cred că s-a făcut un proces verbal de transfer. Păi a urmat o întreagă procedură, că nu au pot să fac un transfer pur și simplu cu ăla. Păi și atunci dacă eu anulez contractul care era pe lor, care a stat la baza acestei proceduri, nu e asta. Da, va fi cu TIA. Cu TIA nouă. Cu TIA nouă încetează, cu TIA nouă încetează. Ce ce putem să o punem la vot? Mai există discuții? O putem să punem la vot? Sunteți de acord? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu-Ovna, 65/6/2022, privind predarea de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții SA, amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgu-Ovna, județul Bacău. Comisia juridică? Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă există discuții, vă rog. În acest proiect de hotărâre. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru demararea fazei.
fazelor, notă conceptuală, tema de proiectare, fișa obiectivului și valoarea obiectivului de investiții, amenajarea unei parcări pentru taxiurile autorizate de pe raja orașului Târgu Ocna și parcare publică. Comisia juridică? Comisia a vizat nefavorabil, așa cum a fost prezentat proiectul, cu 3 voturi pentru și 4 abțineri. Da. Comisia pentru urbanism? Avizul nefavorabil, 4 voturi împotriva. Bun. Am înțeles că există un amendament, dacă domnul consilier Barna dorește să-l citească, să-l prezinte. Articolul, se modifică articolul 1, formă inițială, și aprobă amenajările parcări mixte pentru taxiuri autorizate pe raja orașului Târgu Ocna și amenajarea de noi locuri de parcare publice în orașul Târgu Ocna, strada cadrul 1, numărul 54-56, de cum acolo. Text modificat. Executivul primăriei Târgu Ocna să analizeze amenajarea unei parcări strada cadrul 1, numărul 54-56, de cum acolo, respectând planul urbanii general. Cam text sunt probleme cu parcă e prea lângă gard, prea lângă zidul casei cu domnul, doamna Drăgar. Așa s-a analizat situația. Acolo sunt 36 de metri pătrat, vedem locul de parcare în cap. N-are voi aproape de proprietate să lasă un intrând. Da. Eu știu că Pug, deocamdată, avem unul care e pe acuș. Mai ce derogare pentru parcul la Măgura. Am înțeles că pentru amendament nu există avizat comisiei și trebuie să solicit un plen. Da, nu e obligatoriu. Fără aviz nu se poate la un considerare. Nu se poate la un considerare, dar nu e important. Da? Comisia juridică, cine este pentru acest amendament? Ridicați mâna, care sunteți pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Cine se abține? 2 abțineri, 5 pentru. Comisia de urbanism, vă rog, cine este pentru? Amendament. Amendament. 3, da? 4. Mă abțin eu. Mai dorește cineva? Discuții. Să discute despre aceste proiecte de hotărâre? Dacă nu spun aprobării acest amendament, cine este pentru aprobarea acestui amendament? Cine este împotriva acestui amendament? Cine se abține la acest amendament? Domnul Antoite, domnul Giusă, domnul Jurea. Supun aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul consilier Barna. Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendament? Cu amendament. Cu amendament. Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc! Trecem la punctul numărul 10, probleme curente ale administrației publice locale și diverse. Cine dorește să ia cuvântul, domnul consilier Paraschivei, vă rog? Da, domnul primar. Da, da, între timp, între timp putem lua ultimul punct. Atunci am relupem și reluăm. Reluăm la sfârșit. Domnul director, vă luăm de cald. Dacă trageți, să dau ora aerul, piați o gră de apă. Da? Bun. Revenim la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare, aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului, a caietelor de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, către societatea comercială, compania a utilități publice Târgu Ocna, S.A. Comisia juridică? Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil, nu am invitat. Comisia economică? La Comisia Economică
Am dezbătut un amendament care a fost trimis. Păi și noi avem. Deci la noi aici sau vorbim cu amendamentul. Așa, domnul. Domnul președinte, de ce mă rog? Am terminat să plătim pe domnul președinte al Comisiei Economice să prezinte avizul și amendamentul. Păi, haideți să terminăm Comisia Juridică, cu permisiunea. Și în cazul Comisiei Juridice a fost înaintat un amendament de către domnul consilier Barna, Cristian. Amendamentul a avut aviz favorabil. Vrește să-l prezinte amendamentul? Domnul președinte al Comisiei Economice, vă rog frumos să prezentați avizul. Atenamentul. Nu știu dacă același amendament a avut și dânsul. Da, păi, avem atâtea amendamente care jucăm cu ele. Nu ne jucăm, este un act oficial trimis de secretarul general. Am început dezbaterile în ședință cu acest amendament și modificarea era că se aprobă atribuirea directă a contractului pe o perioadă de un an, începând cu data semnării acestuia. Acest amendament a fost dezbătut în comisie, analizat și a fost supus la vot la terminarea dezbaterilor. El a primit două voturi pentru amendamentul și trei abțineri. Deci avizul este nefavorabil pentru acest amendamentul grupului de consilier PNL, care... Dacă am greșit, nu ați greșit. Da, or, mulțumesc. Și acum eu prezint atentul de comisie, pentru aia am luat bani. Deci am prezentat, acest amendament nu a trebuit. În cadrul comisiei, în urma dezbaterilor de audor, s-a formulat de către domnul consilier, un alt amendament. Care sună cam așa. Tot aici cu perioada a fost discuție. Și am spus că s-a aprobat atribuirea directă, până la depunerea jurământului noului Consiliu Local, dar nu mai mult de 3 ani, începând cu data semnării. Mi s-a părut un termen rezonabil, pentru ca celălalt primar, celălalt Consiliu Local, să poată lua o decizie. Sau același primar. Același Consiliu, nu știu. Dar cred eu că așa am găsit o formulă prin care mulțumim și solicitarea membrilor din comisie de la USR, și solicitarea PNL-ului care este de acord cu 5 cum a depus executivul și am depus acest amendament. Acest amendament a fost supus votului și a obținut 3 voturi pentru și 2 abțineri. Deci el are aviz pozitiv. Favorat. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului consilier Paraschiv, da. Să-și prezinte în detaliu la calitate de reprezentant al grupului de consilier PNL. Deci textul original a fost cu o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării acestuia, iar textul modificat, propus de grupul PNL, a fost pe o perioadă de un an, începând cu data semnării acestuia. Contract. Acum mai există discuții pe baza acestor subiecte, după care am putut la vot cele două amendamente în ordinea depunerii lor. Puteți motiva? Da, pentru că mai e 5. Ca să nu fie 5, trebuie mai bună gestionarea. Să respectăm și eficiența serviciului. Mulțumesc. Mulțumesc. Cultura e o companie, o societate comercială. Deci a lega o atitudine economică de una politică de alegeri, de primar, de fost primar, de viitor, de alegerile Consiliului Local mi se pare neproductivă. Știm cu toții cum funcționează societățile de stat, care tot se schimbă directorii și știți cel mai recent exemplu, politic. Deci,
Activitatea economică, dacă ea merge bine, nou Consiliu poate să schimbe regulamentul, poate să schimbe chestia tehnică, deci regulamentul de salubrizare, de gestiune, toate astea, este un pur tehnic. De ce să legăm de alegerile locale? Ce rost are? Eu nu văd. Poate să schimbă guvernul, cad toți de la regii și la toți, se schimbă primarul sau nu se schimbă, trebuie să schimbe toți, dar dacă acel manager, indiferent că e pus de X sau de Y, are activitate bună, el trebuie să rămână cont, dar ce să-i limităm noi la... Mai ales că el are și o autorizare de la ANRSC, care e altceva, aia e exact pe obiect, nu? Dar dacă măcar pe perioada autorizării să rămână valabil și un program, și un caiet de sarcini și tot asta. Repet, știm cu toți în cei 30 de ani ce reproductivă este că de la femeia din servicii până la directorul general, când se schimbă guvernul, domnul îi face toți roșii, îi face galbeni, îi face portocalii, sau cum îi mai face. Noi aici, în asta noastră, deci eu nu voi vota, dacă s-a propus un 5 ani legat de autorizarea ANRSC, pentru că ai cea care decide, autoritatea care decide în domeniu, cum ANR-ul decide în energie, ce să zicem, venim cu 1, cu 2, cu 5 ani. Asta e raționamentul meu, mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, în considerarea participării. Da. Rămân și am convingerea că nu este nicio tragedie, licența o primește și pe un an, și pe doi, și pe trei, fără niciun fel de problemă. Da, să facem drumul la București, în fiecare an să schimbă... Nicio problemă, o dată pe an facem drumul la București, care-i problema? Asta nu înseamnă... Da. Vă rog, nu mă întrerupeți. Asta nu înseamnă că serviciul nu funcționează. Nu se blochează absolut deloc, serviciul își urmează cursul. Care-i problema? Am considerat-o tot grupul, nu eu personal, serviciul să fie mai eficient, mai bine gestionat, care-i problema? Nu văd niciun inconvenient. Că-i un an, că-i trei, cum a propus domnul consilier Șlochi, care-i problema? Licența o primește și pe 5, și pe 3, și pe un an. Mulțumesc, dar argumentul domnului primar. Știu că a avut spre dezbatere acest proiect pe care noi l-am îmbunătățit de luna trecută până acum și atunci am retras pe motiv pentru că a apărut în dezbaterea publică o legislație, o posibilitate de a accesa o finanțare prin PNRR pentru dezvoltare și acelor platforme de colectare a deșeurilor, acele insule, cum se numesc în lege. Și eu am spus de atunci și spun și acum și întâlnesc încă o dată. Firesc ar fi ca activitățile de utilități publice să fie independente de zona politică și de zona administrativă. Să-și urmeze cursul și să își ducă legiuitorul. De-aia a și gândit atunci când a reglementat și a spus, domnule, o licență se obține pe 5 ani. N-a zis nici mai mult, nici mai puțin. Este adevărat că ea este interpretabilă aici, că dacă e 5, poate fi și de la o zi până la 5. Ceea ce nu este un lucru productiv. Licența a expirat acum 2 luni de zile și suntem în perioada de evaluare când ANRSC-ul ne-a spus, domnule, intrați în legalitate și adoptat o normă locală care să spuneți pe ce perioadă este, vă doriți să obțineți licență. Știm cu toții ce se întâmplă în această industrie a deșeurilor și în această competiție nebună, tot ce înseamnă serviciile astea de salubrizare. Vedeți localități care pur și simplu au intrat în impas cu operatori, cu clauze contractuale, cu tot felul de probleme și provocări, cu procese pe rol și cazul orașului Târgovna l-am pus pe picioare, împreună. Și Consiliul Local anterior, și Executivul anterior, și Consiliul Local actual, și Consiliul și Executivul actual, ne-am preocupat cu toții ca salubrizarea localității, aspectul curățenia orașului, să continue și să se dezvolte. Și aici discutăm de două paliere. Discutăm odată de colectarea și gestionarea și transferul deșeurilor menajere a populației și a agenților economici, ca și generatori de persoane fizice și persoane juridice, și discutăm și de partea cealaltă tot ce înseamnă salubrizarea localității, adică curățarea străzilor și spălarea lor atunci când este cazul, dezăpezirea lor, serviciile de dezinfecție sau ce sunt ele prin reglementate de, ca și obiect de activitate al societății. Și avem șansa ca să avem un operator local, societatea CUP-TESA, capital integral al Consiliului Local,
La îndemâna noastră, managementul de acolo a fost nominalizat și pus în pe aceste poziții în urmarea unor proceduri legale. Deci nu a fost numire politică sau numire administrativă. S-a urmat un procedeu de selecția dosarelor, înscrieri și toate celelalte. A fost și competiția și s-a terminat. Și a funcționat. Eu v-aș ruga să reflectați. Pentru că, așa cum a spus și domnul consilier, sau a spus și doamna consilier Ivana, da, putem să mergem în fiecare zi. Nu ne deranjează că executivul împreună cu managementul societății vor face toate ce le stă în putință ca să obținem licența. Dar trăim într-o perioadă când legislația se schimbă rapid. Vedeți că pe zi ce trece, ea se năsprește și condițiile de acces către a deveni un operator din asta sunt din ce în ce mai drastice. De aceea noi am recomandat și am venit cu propunerea către dumneavoastră și în tot materialul ăla e un întreg studiu, că ținta trecută a spus că nu e studiu de oportunitate, că n-am făcut o paralelă între și între. Le-am reușit să le facem pe toate astea. Haideți să obținem noi pentru maximum licența și apoi tot dumneavoastră sau Consiliul Local, că ăla ce se discută viitor sau actual, va hotărâ cum va fi mai bine pentru vremurile de atunci. Pentru că, iată că e un lucru bun ca acele consilii locale sau precedente și cu executivul s-a luptat și cu primarul de atunci s-a luptat ca să-l avem în subordinea noastră. Că și atunci au fost discuții. Să trecem la operator, să facem, că e mai bine, că e mai rău. Acum, dumneavoastră ați făcut, eu ca și eu nu pot să vin să aduc contraargumente propunerii dumneavoastră pe care dumneavoastră o justificați așa cum ați prezentat-o aici. Haideți să reflectăm. Să avem noi totuși, să avem cursivitatea funcționării acestui serviciu pe partea, pentru că licența asta se referă strict la colectarea deșeurilor municipale, adică persoane fizice și juridice. Celelalte alea oricum rămân la latitudinea Consiliului Local, cui încredințează. Rămâne această firmă, dacă ar fi să nu mai aibă licență, să caută altă firmă, nu știu, va fi un alt proces. De-aia eu am susținut și susțin în continuare să ne ducem pe maxim. Plus că toate investițiile care se fac în această activitate trebuie să fie amortizate pe perioada cât este valabilă licența. Și atunci, ce investiție să poți să-ți propui ca tu să o comprimi într-o, nu știu, de la o zi până la... cu cât e mai lungă, cu atât o investiție este durabilă. 2 ani, 3 ani. Mai există și o problemă și am discutat și atunci. Bun, s-a mers pe varianta la expirarea mandatului Consiliului Local și asta. Parcă ar trebui să reflectăm asupra decizii. Dom'le, lăsăm viitorului Consiliu și viitorului executiv în prima lună când se instalează să constate când are licență și când are ea și ce face atunci, de unde e? Numai 2 luni. Exact. Dar nu, eu am lansat doar niște teme de reflexie. Am lăsat doar niște teme. Vă rog să mă scuzați că am intervenit. De-aia, vă rog să reflectați. Din punctul nostru de vedere, așa am gândit legislația. S-ar putea, așa ați văzut că va apărea. Acum este dezbatere publică și tot se modifică de la zi la zi. E posibil să apară un proiect de finanțare. Dacă vom fi condiționați de un anumit termen, s-ar putea să nu fim eligibili. Vedeți, Angel Salini s-a lansat, a pus condiția foarte clară să aibă utilitățile făcute. Procesul verbal. Acela extraordinar. Bun. Discutăm atunci. Nu știu. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest proiect de hotărâre? Dacă nu, voi supune la vot amendamentul care a fost primul depus, respectiv amendamentul grupului de consilieri PNL. Cine este pentru? Cu delegarea gestiunii pe un singur an. Cine este pentru acest amendament? 8. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu avem de acest amendament. Bun. Dorești la amendamentul al doilea, de da, în urma discuțiilor care au avut loc aici și urmărind cu atenție ce a spus domnul consilier Antohi, care are experiență ca director la societatea care se face aceste servicii,
Și gândindu-mă la ce a spus domnul primar, că viitorul consiliu... Eu v-am ascultat la amendamentul masă, masă la meu, de ce nu m-a ascultat? O să mă supăr, să știi eu. Acum mare atenție la măsură. Neva să vă supărați că eu. Uitați, având în vedere ce a spus domnul consilier Antuchi, că schimbarea șefilor și a directorilor și serviciul greu a lăsat orașul câteva zile fără această activitate, este complicat. În interesul cetățenilor și având în vedere că domnul primar are dreptate când a spus că nouul Consiliu Local poate să schimbe în orice moment. Și pentru că domnul Rusu mă ascultă cu atenție, eu îmi retrag amendamentul. Am semnat. Să votăm puna aprobării varianta executivului cu delegarea serviciului de sabotizare pentru perioada de 5 ani. Cine este pentru? Asta a rămas. Nu este posibilitatea cu puterii să-și continue. Cine este împotrivă? Domnul consilier Mărcucă și domnul consilier Paraschive. Cine se abține? Domnul consilier Ciurea, domnul consilier Rusu, domnul consilier... Proiectul votului de executiv a fost aprobat. Mulțumim. Revenim la punctul numărul 10, probleme curente ale administrației publice locale și diverse și dau cuvântul domnului Paraschivei să scriseze la cuvânt. Mulțumesc, doamna președintă. Nu știu, mă adresez administrativului, nu neapărat direct primarului. Vreau să știu cu listele care sunt în așteptare privind locuințele ANL. Ia s-a amânat în aprilie, să vină în mai, din mai în iunie, vacanță, chestii. Nu i-a mai chemat nimeni. Vreau și eu un răspuns. Sunt niște liste în așteptare. Unul la mână, doi. Apropo de salubritatea orașului, vă rog, un pic mai mult atenție, domnul director, cu colectarea deșeurilor în zona Salinei. Sâmbăta strângem gunoiul la ora 2, când îi prinde turiști. Mașina merge cum merge, gunoiul cade pe jos și cel lichid, în primul rând de la lichid. Vă rog, mai mult atenție, sau nu știu, faceți dimineața la ora 6 sau seara după ce se termină programul, că nu mai sunt turiști. E penibil, știți? Strângem gunoaiele sâmbăta la ora 2:30-3. Am primit filmare, nu spun întâmplător. Mulțumesc, doamna președinte, asta era tot. Bun. Mai dorește cineva? Domnul Bogdan. Vreau să răspund ca să le poate lua anumite lucruri de frământ după ce cu privire la lista ANL, legiuitorul a spus că în momentul se evaluează dosarele aflate în așteptare, odată cu epuizarea listei precedente. Din lista precedentă mai aveam un singur caz, care acum s-a repartizat, pentru că altfel am fi ajuns că cei care erau pe ultimele locuri la, sau pe cele mai joase puntaje nu mai reușeau niciodată să acceadă, că iar revizuia lista, iar veneau alții mai... Și atunci, lista a fost cronologic luată și distribuite spațiile așa cum au apărut ele în ordinea lor. Unii au acceptat, alții au refuzat și au zis, nu le aștept altă ofertă mai bună sau cei mai mulți își doreau schimb de la garsonieră la apartamente și astea nu s-au eliberat. Toate dosarele pe care le avem sunt înregistrate, vor intra în evaluare. Luna asta, pentru că lista s-a epuizat, fac public acum și dacă mai sunt, știu eu, tineri care sunt interesați, pot să depună documentația de acces către un spațiu de tip ANL și vom analiza dosarele într-un timp rezonabil și comisia care e formată și din domnii consilieri or să le vor fi puse la dispoziție dosarele spre analiză și spre verificare și ierarhizarea lor și apoi să venim în ședință de Consiliu Local. Vreau să mai fac o precizare că din perioada când am mai discutat noi despre ANL, cu excepția blocului F16, celelalte blocuri care sunt
pe lista care pot fi vândute apartamentele. Noi am terminat documentațiile cadastrale, sunt înregistrate la oficiul de cadastru și putem începe procedurile de vânzare a lor conform reglementărilor legale și cei care doresc să-și exprime dorința, opțiunea. Avem și câteva cereri care se află în așteptare. În ceea ce privește prețul, modalitățile, toate sunt reglementate prin lege, pot fi... dar cred că cel mai bine este să vină și să se intereseze la departamentul de specialitate ca să primească toate reglementările și toate... să depună și să solicită că punctual nu se potrivește categoria una cu cealaltă. Intră în această categorie și cei care au depus deja și sunt absolut. Deci, lista va fi analizată, toate dosarele care au fost înregistrate începând cu prima zi de după hotărârea Consiliului Local precedent, de anul trecut, din nu știu, iunie, mai, când a fost, toate sunt și vor fi analizate. Da, mulțumesc. Mulțumesc. La ora actuală nu sunt spații libere. Deci, dacă data trecută când am aprobat, aveam câteva spații rămase din nerepartizarea lor de la blocul CEPO, de data asta, cei care vor fi ierarhizați vor trebui să aștepte funcție de cum se eliberează primul sau următorul spațiu. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului director de la Societatea de Salvurizare, vrea să vă răspundă. Dar nu mii trebuie să răspund. Cetățenii. Sâmbătă este ziua de colectare pentru CEPO. Ni s-a solicitat să ajungem după ora 9:30-10 să nu deranjăm. Deci, fiind singura zi de colectare de șori menajere în Vâncele Sâmbăta, noi mergeam dimineața la 7:30-8 și întotdeauna nu, cetățenii au zis că nu se trezesc în sâmbătă la ora 6 să scoată cu noi. Și tocmai de aia, cred că există disconfortul, că dacă vrea că nu, la 9:30 ideea era că se nimerește exact când e ora 2. Jumate, cred că nu prinde ce ești acolo. Duceți-o seara, la 6, la 5, după ora 4. Nu cred că e o problemă complicată. Să văd după amiază, este program pe oraș. Adică să evitați perioada asta când ia fluxul ăla de turiști. Asta era ideea. Dar special pentru zona aia, poate modifica controlul. Domnul director, la cunoștință și o să facă tot ce este. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Cătirea, vă rog. Da. Aduceți-o sticlă cu apă. Domnul director, că deformatează șanturile pe strada Progresului, pentru că cineva de bună credință a zis că reabilitează drumul și chiar a început și a investit peste 100.000 anul trecut și reabilitează până la schituie primul cel mare. Cu o singură condiție să nu fie stricat și să fie șansele de scurgere pentru că nu avea utilaje să fie deformatate. Nici până la ora asta s-a lucrat foarte puțin și pe urmă nu s-a mai lucrat deloc. Ceea ce dăm cu piciorul la reabilitarea unui drum de 3 km din banii în sponsorizare, nu din banii urbii. Ceea ce este păcat, dacă nu vă orientați să faceți. O rugăminte pe care a adresat-o cineva care nu este din localitate, deci n-ar avea niciun interes să zic să intre în contractul noastră. Strada Cimitir, Călăbidărie și Mătorului, când vor fi asfaltat. Aici, în această sală, a venit domnul Venea, a venit domnul Ivancea și ne-a promis că va fi asfaltat anul ăsta. Așa am înțeles eu. În timp ce se asfaltează din celelalte localități din jur, da? Tuta, Mofteana, Comănești, noi nu facem nimic. Nu considerați un permit. Nu, asta cu face sau nu face nimic. Asfaltăm, luna septembrie, domnule. Este cum dumneavoastră de vedere sau felicită asfaltăm anul ăsta, da, sau nu? Deci nu erau. Asfaltul este ultima etapă. Am înțeles, da. Să știți că întotdeauna echipa PSD s-a ținut de cuvânt și se va ține de cuvânt. Da. Iar proiectul, am spus-o și luna trecută, că tot dumneavoastră v-ați întrebat și v-am dat răspuns. Și vă întrebați și vă răspund același lucru, că suntem în grafic, că proiectul este finalizat. L-am depus la finanțatorul principal, Consiliul Județean. Săptămâna trecută a fost trecut în următoarea etapă, s-a semnat contractul de dirigenție către cu o firmă care se ocupă de acest lucru, da. Sunt obținute o parte din avize, de fapt toate avizele sunt obținute de la prin procedura de proiect.
Și urmează licitația. În curând. Să știți că anul ăsta va avea loc licitația. Perfect, conform date. Am lăsat licitația și construcția în viitor, probabil. Tu, mi-aș dori să fie... Conform date. Deci 7 milioane jumate la 1 km 206. Daliu este un document, dar haideți să fim corecți cu noi în primul rând și să nu deformăm realitatea. Deci am înțeles. Sunteți în curs, da? Suntem în curs, suntem în grafic și haideți să stabilim următorul lucru. Daliu a fost o evaluare anul trecut în luna iulie, pe care noi am analizat-o în septembrie. Am înțeles. Dar evoluția lucrurilor și a prețurilor din ultima perioadă a anului 2022, clar că a dus la un proiect cu alte valori. Și proiectarea reflectă cifrele reale din perioada proiectată, adică în perioada iunie-iulie. Vom vedea acum la licitație ce va fi. Dacă toate proiectele se analizează în perioada asta, ăsta nu putea să rămână cu un dali acel 7 milioane jumătate. Dar fac încă o dată precizare. Că nu știu, un drum nu se face cu 7 milioane jumătate de lei, ci acel drum este cel mai complet drum din oraș. Cele trei, pentru că 40% din ele, aproximativ, reprezenta partea de asfalt și infrastructura asfaltului și 60% reprezenta infrastructura adiacentă. Potențele la fiecare proprietate, șanțul acela care preia toate apele fluviale și de la Vișoara, Gălean și ce mai venea de pe Vișoara, partea asfaltă spre oraș și tot ce însemna străzile alea de acolo, cimitiri și cărămidării. Deci de-aia valoarea s-a ridicat aici. Adică să nu punem totul în cârca asfaltului de acolo. Am înțeles. Bun. Creșa din Tisești, ce mai trebuie să ne spuneți despre ea? Creșa este finalizată, s-a predat constructorului anul. Facem copii la ea? Da. Ați fost finalizată, domnul primar. Domnul... Finalizată înseamnă că este și... Ne-ați așteptat să... Să înțeleg că doriți aici să facem cerc sau doriți să relații corecte și... Păi de-a cum sunteți atent. Vă mulțumesc. Eu am iluminatul public, trenează, a spus că îți blocate în vamă, datorită de voi. Ați blocat dumneavoastră, domnul consilier. Nu, ați spus data trecută și eu întreb la fiecare ședință dacă ați mai făcut vreun pas. Adresați-vă la cameră. Da? Pe strada Gălean, în dreptul proprietății numărul 42, s-a lăsat asfaltul. E pericol, măcar un semn de pus, e pericol de accidente acolo. Pe strada Daniela Caurea s-a lăsat asfaltul, s-a lăsat urile de canal. Am văzut acolo o potasare, Daniela Caurea nu înseamnă că infrastructura a fost proastă acolo, ci traficul care a fost dirijat acolo în anumite perioade de timp, cu acel tonaj depășit pentru a alimenta sau pentru a desface produsele cele mai importante întreprinderi dintre Bocna, a dus la aceste lucruri. La o tasare, pentru că aceea era o stradă de o categorie de oraș, de 3 metri jumătate lățimea. Nu știu dacă facem din nou. Dar și instituția sau societatea cea mai importantă în oraș trebuie să-și desfășoare activitatea și a trebuit până anumite etape să se găsească o rută alternativă. Și a fost direcționat trafic pe acolo. Ne dorim că atunci când vom face strada Salinei, deasupra gării acolo, infrastructura să fie făcută la, să reziste transportului acum, la tonajul care se desfășoară în zilele noastre. Ați promis că în luna mai iunie începe un proiect cu împrejmuirea cimitirului... N-am promis, domnul. Cred că dumneavoastră nu aveți o mare problemă. Da. Da. Am mai mult. Ați uitat de ce răspunsuri ați primit luna trecută? Nu, trebuie să spuneți cetățenilor ce, ce se întâmplă. A spus că în luna mai iunie de se va rezolva problema de anul trecut, am spus-o și repede. Fiecare ședință. Dacă ne-ați uitat de la o lună la alta și vreți să vă faceți campanie electorală, faceți conferință de presă, invitați pe cine doriți dumneavoastră să invitați, să le transmiteți mesajul pe care îl doriți și nu așa deformând realitatea de fiecare dată. Nu mă întrebați. Vă faceți pur și simplu o campanie, pentru că dacă ați vrea într-adevăr să rezolvați o problemă reală,
v-ați adresat calitate de consilier în timpul cât funcționează executivul și ați găsit soluții sau ați venit cu o propunere. Vă fac între ce se întâmplă în Moinești, lăsați cu reabilitarea totală la acest. Haideți, luați-le la rând. Moinești, Dărmănești, Comănești, Urechești, luați-le la rând. Așa. Și ce se întâmplă în Târgovna, în care și în Moinești sunt cetățeni nemulțumiți, că nu poți să-i mulțumești pe toți, dar lucrările se desfășoară pe etape și sunt duse 100% până la capăt. Nu ca la noi stricăm tot orașul și pe urmă nu mai reușim să-l facem. Că dacă ei nu supărăm pe el, că dacă și jucăriile și pleacă. Da? Așa a fost și cu reabilitarea străzii, vă aduc aminte că erați în executiv. Domnule consilier, în urma demersurilor dumneavoastră, Consiliul Local din Comuna Orașul Târgovna a plătit pagube către constructorul. Dați-mi și mie, vă rog, vă rog frumos să mă chemați în instanță. Vă rog frumos. Neplata la timp a contravalorii pagubilor. Vă rog frumos să-mi arătați și mie documentele, că nu mi le-ați spus niciodată. Vi le-am cerut de acum 2 ani, 3 ani de zile să mi le puneți la discuție. Nu le-ați spus. Gata. Deci nu mai ocupați calcă să ne rugăm așa cum sunteți. Sigur. Aveți? Dar nu, dar lăsați să spună câteva și hai zic câteva și mai, te rog frumos. Hai, dar ce să vă ascultă? Dacă mi-ați adus aminte. Ia zice. Domnul primar. Așa, la televizor, când era primar, dacă tot vrea să știe locuitorii așa, a zis că nu are nicio vacă în parc. Mințind așa, pe față. Am luat legătura cu APIA și a zis că, într-adevăr, are vacă în parc. Și a zis că o dă cetățenilor orașelor Târgovna să facem ce, așa. Și eu zic să fac o observare câmpenească și să tai eu un vițel, să dea cetățenilor orașelor. Mulțumim, domnul consilier Măciucă, dar dacă tot minte, mă dați să-și plătească. Domnul consilier Măciucă, domnul Ciurea, mai sunt colegi care vor să-i aveți. Domnului, mai aveți. Gata. S-a ridicat o problemă cu niște găuri în incinta de la F1, între asta și că sunt de foarte multă vreme, dacă se poate face ceva. Și încă o problemă pentru... La o anumită scară? Să nu spate la piața acolo. În piață, în toată incinta aia de acolo, că e parcare în spate. Au fost niște excavații. Da. La jamentul cu domnul... Pentru că doamna stomatolog. Da. Nu, mai încoace. Mai încoace. Și aveau un problem cu constructorul, unde au tăiat și pe Răducan, au lăsat distanțele alea mari, alea sunt probleme dacă ar împli cu ceva. Se vor umple. Se vor umple, acum zilele acestea se vor umple, pentru că acolo vom interveni și noi. Iar vedeți, chiarăși ne băgăm noi peste constructorul. Toată curba la Răducanu, pornind din fața Monumentului Eroilor și până aproape de intersecția cu Avram Iancu, trebuie să locuim conducta de canalizare care este tasată toată. Conducta este adusă în curte la noi de către operatorul CRAB, ei au venit cu contravaloarea asta și noi trebuie să tăiem asfaltul acolo. Și iată încă un sincop în care i-a spus constructorului, pas, dă-te deoparte, trebuie să băgăm în canalizare. Da, da. Și o să umplem lateralele alea, pentru că acum trotuarele deja au plătărat. Între șosea și bordură. Păi da, da. Laterala străzii, adică a carosarului. Da, îl umplem acolo și așa va fi vorbite toate străzile care vor fi asfaltate din toamna asta. Mai e pentru vapă și canalul, mi-a spus o doamnă, doamna Ianoș, că au probleme cu presiunea la apă pe strada Zimbrului. Păi și ce da, acum, acolo, strada Zimbrului e o problemă veche, pentru că e o conductă subdimensionată, cu o vechime considerabilă și faptul că eu am făcut verificările nu este prezentă nici în programul de reabilitare a PNCOIM și acolo pe fonduri proprii ne-am vrut să o facem vara asta. N-am reușit pentru că am dus toți banii pe celelalte străzi și știți foarte bine, Poi pe o grămadă, Voituz, Mihai Eminescu, dar o facem pe fonduri proprii, o să o reabilităm. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva, mulțumesc. Domnul Consiliere Marna, vă rog. Păi, o dată domnul primarul, văd că echipa este de din cuvânt. Ce da? A promit din 2 sau 3 cel puțin că poate să trage și face loc la zbocul. Nu deci ați promis. Ați promis și câți dorme. Măgați ar văzut gata. Da. Și am vrea să știu dacă problema de spuri la canalizarea de pe Tudor Vladimirescu care se poate trebuie mai până pe 30 iunie, vor veni astea de la Crapil cu asfaltul. Da. Constructorul a venit proiectantul. A identificat acolo și a luat toate măsurătorile. Și amplasamentul acelor pompe, care noi doream să le punem imediat în exteriorul carosabilului, adică pe trotuar și în spațiul
liber de acolo când începe, nu se încadrează ca dimensiuni și atunci el vine cu propunerea ca plasamentul acestor puncte să se facă între garaje și bloc, deci pe partea stângă și să preia de acolo. E un spațiu acolo pe care l-am, deocamdată studiem varianta asta, să o amplasăm acolo. E o lucrare foarte complexă pentru că acolo, pe lângă deversarea astea menajer, acolo avem niște volume foarte mari de apă meteorică, pluvială, nu știu de care vine acolo. Și da, trebuie să o facem, o terminăm. Și dacă tot am la problema meteorică, că eu știu că plătim foarte mult balanța pentru apele pluviale, măcar gagherul ăla din puțin, dar trebuie de unul pe unul, dacă fără să rupă lumea cu problemă, când îți facem veniția pentru urma. Aici avem o întreagă lucru cu cramul, cu aceste gagheri, mai ales cu plouă. Exact un gos. Să nu mai plătim apă cu vierul. Și noi ne-am dorit. Dumneavoastră plătiți ca și persoane fizice, cum plătesc și eu, dar și instituția orașului plătește tot ce înseamnă apă pluvială de pe străzile acvatice. E o întreagă discuție aici, cu volumele de apă, cu acele formule. Da, dar ca sigur, nu prea, dacă tot vătește, nu știu plătește. O să accelerăm pe zona asta. Atât, domnul consilier? Nu găsirem mai multe problemă care l-a scăpat. În fața blocului 1 și 2 este un lot de teren ocupat abuziv și aș vrea ca acolo să faceți un... Știți asta, problema de 5 ani de acum. Dacă vă dați... Nu e nimic, dar vă uitați tot așa spre mine, așa. Da, ce se mă da. Doamna președinte, și ar trebui să faceți un spațiu amenajat pentru copii, un spațiu de joacă, și să luați măsuri. Nu ce pasă să joacă acum, trebuie să le luăm și să le amenajăm. În zonele unde nu deranjează ansamblul rezidențial. Da, e în parcul trandafirilor. Așteptăm ca, mă rog, contractul să devină simplu pe rol și să vină constructorul și să facă și cel din parcul mare. Am amenajat încă un mic loc de joacă undeva să stea de băcari. În cartierul Boi vrem să facem unul. Nu le putem face în fața locului, pentru că au fost făcute și au creat un întreg întreagă presiunea care e făcut. O să o analizăm. Da. O analizăm. Precum și concesiunile la care concesionarii nu s-au ținut de cuvânt. Și asta trebuie. Mulțumim, dar nu mai dorește cineva? Nu. Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență. O simplă invitație vă doresc. Vreau să vă spun că rodul echipei și muncii executivului din punct de vedere al documentelor și a urgentării oricărui situații care vine de plată, dar pe, în primul rând trebuie să felicităm constructorul că s-a preocupat și a depus tot efortul la investiția de la școala numărul 1 și anul școlar 2022-2023 începe la școala numărul 1. Deci luni 5 septembrie, ora 9:30, copiii arondați școlii numărul 1 din oraș vor fi așteptați în fața școlii și vă invit și pe dumneavoastră să vedeți munca de un an jumătate a unui constructor, a unui cu bani europeni, cu bani cu finanțare europeană, guvernamentală și locală, cu efortul al dumneavoastră, al nostru și al tuturor, a ieșit o investiție foarte frumoasă. E gata. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să o punem în valoare pe 5 septembrie și nu pe 15 sau 20. Constructorul se dă pe, se lucrează de 3 săptămâni non-stop și va fi o investiție frumoasă. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Dați numele constructorului să nu-i se credeți. Nu. Vedeți, constructor local. Falconef SRL. Un constructor local, un constructor serios, un constructor care și-a făcut treaba. Exact, 23 de dacă credeam. Ați închis, doamna președinte? Ședința închisă.